Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată titlurile ediției. În cea de-a noua zi de război, forțele ruse au preluat controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, situată în regiunea Zaporojie din Ucraina. A fost și un incendiu puternic în urma bombardamentelor. Sute de mii de ucraineni și-au părăsit casele în ultimele zile pe măsură ce invazia rușilor a devenit un coșmar. Voluntarii din Republica Moldova continuă să se mobilizeze pentru a-i ajuta. Un avion cu 40 de tone de ajutoare umanitară pentru refugiați a ajuns la Chișinău. Sprijinul vine din partea Franței și Regatului Țărilor de Jos. Uniunea Europeană va continua seria de ajutoare. În cea de-a noua zi de război, forțele ruse au preluat controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, situată în regiunea Zaporojie din Ucraina. Noaptea trecută, armata ucraineană a dus lupte grele pentru a apăra centrala la care s-a declanșat un incendiu în urma bombardamentelor și a fost stins ulterior de pompieri. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a avertizat că o explozie a substanțelor radioactive de la această centrală nucleară ar însemna sfârșitul Europei. Autoritățile ucrainene au anunțat că în prezent nivelul radiației este în limitele normei. Era trecut de miezul nopții când armata rusă a început să tragă asupra centralei nucleare din Zaporojie. În timpul bombardamentelor, un obuz a lovit o clădire administrativă și a declanșat un incendiu în incinta sitului centralei. Autoritățile ucrainene au precizat că acest bloc energetic al centralei era închis pentru reparații. Centrala nucleară din Zaporojie este de 1,5 ori mai mare decât cea din Cernobâl, iar o eventuală explozie ar fi o adevărată catastrofă pentru întreaga Europa, a declarat președintele Ucrainei. Крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше, це вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі. La centrala nucleară din Zaporojie sunt amplasate 6 reactoare care generează aproximativ 20% din energia electrică a Ucrainei. Spre dimineață, controlul asupra centralei nucleare a fost preluat de ruși. Potrivit autorităților ucrainene, nivelul radiației în zonă este în limitele normale. Acest lucru a fost confirmat și de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de la Chișinău. Aceste bombardamente au provocat incendiu pe teritoriul centralei. Însă trebuie să menționăm că incendiul nu a afectat instalațiile nucleare, ci a afectat clădirea administrativă. Depășiri ale fondului radioactiv nu există, deci nivelul radiației sunt în normă. Fondul radioactiv în Republica Moldova tot este în limita normelor. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a condamnat atacul asupra centralei atomice din Zaporojie. Generează îngrijorări profunde privind securitatea nucleară și radiologică și pune în pericol viața și securitatea umană în regiune și pe continentul european. Facem apel la neadmiterea atacurilor asupra obiectivelor nucleare și necesitatea respectării dreptului internațional. Autoritățile îndeamnă oamenii să nu se panicheze și să nu ia măsuri inutile de profilaxie, cum ar fi consumul nejustificat de iod, care poate dăuna sănătății. Ucraina continuă să fie agresată de Federația Rusă în cel mai crud mod. Noaptea trecută, explozii au răsunat la Kiev, Irpeni, Harkov și alte orașe importante din țara vecină. Mai multe blocuri de locuit fumegă și acum, după ce au ars, lovite de bombe. Școli, spitale, clădiri administrative și alte obiecte de infrastructură sunt făcute una cu pământul, iar oamenii nevinovați continuă să moară, ciuruiți de gloanțe și bombe ale Federației Ruse. Chiar și așa, ucrainenii continuă lupta și își apără fiecare centimetru de pământ. A
Așa arăta astăzi dimineață una dintre suburbia Kievului, dintr-o zonă unde cândva era plină de viață, s-a transformat într-un oraș lovit de apocalipsă. Nu există nicio urmă de viață aici, iar totul este distrus de bombele militarilor ruși care au invadat Ucraina. În orașul Jitomir, un liceu a fost distrus complet după ce mai multe bombe ale invadatorilor au nimerit în clădire. Au rămas doar ruinile. Tot în Jitomir, o clădire administrativă a fost lovită de un obuz. În Ahtârka, termocentrala din localitate a fost bombardată până a fost distrusă, iar mai mulți angajați au murit. Teți războmbile. Tepla în miști ne bude. În sumă, rușii au atacat până și un echipaj al unei ambulanțe. Nu se știe deocamdată dacă sunt înregistrate victime. În orașul Energodar, o mașină blindată a parcat în curtea unui bloc de locuit. Astăzi au apărut fotografii și cu una dintre mândriile tehnologice ale Ucrainei distruse de ruși. Cel mai mare avion cargo din lume, MRIA, este de acum istorie. Ministerul Apărării american anunță că 70 dintre cele 480 de rachete aruncate pe teritoriul Ucrainei au fost lansate din Belarus. Presa scrie că astăzi procurorul Hamir Khan al Tribunalului Internațional de la Haga a plecat în Ucraina pentru investigarea crimelor de război comise de Federația Rusă. Tot astăzi, responsabilul pentru drepturile omului din Federația Rusă, Tatiana Moșcalova, a cerut avocatului poporului din Ucraina permisiunea de a-i vizita pe ostaticii de război, a fost însă refuzată. Tot mai mulți ostași ruși cad prizonieri în Ucraina. Acest militar de cetățenie ucraineană este un trădător de război. În 2014, în urma ocupării Crimeei de către Federația Rusă, a trecut de partea agresorului. A fost prins 7 ani mai târziu. Я хочу обратиться к народу Украины с прощением. Între timp, militarii și civilii din Ucraina luptă pentru a-l alunga pe cotropitor. Un avion de vânătoare rusesc a fost dobărât la Zatoka. În localitatea Volnovaha, un alt avion al inamicului a fost anihilat de armata ucraineană. Pilotul s-a capitulat, iar la scurt timp, un elicopter rusesc a venit să-l evacueze. A fost însă dobărât și el. Iar ucrainienii care doboară inamicul prezintă tehnica militară rusească drept trofeu de război. La Ternopil, un militar ucrainean în vârstă de doar 25 de ani a murit ca un erou aruncând un pod în aer în încercarea de a opri inamicul. A fost înmormântat astăzi. În Melitopol, oamenii au ieșit la un protest pașnic în centrul orașului pentru a le cere rușilor să-i lase în pace. Războiul nu dă semne să se oprească, iar în Federația Rusă situația economică devine din ce în ce mai șubredă. Cele mai mari companii internaționale continuă să se retragă din această țară. Una dintre bănci a crescut rata anuală la creditele imobiliare de la 10 la 23%. Costurile biletelor de vacanță pentru sezonul estival în Turcia și Egipt au crescut cu 80 respectiv 65%. Totodată, Rusia ar putea fi exclusă din rețeaua Interpol la cererea Canadei. Astăzi a fost o reuniune a miniștrilor NATO, iar aceștia au reafirmat sprijinul alianței pe flancul estic. NATO condamnă cu fermitate agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și avertizează că va riposta. Iată declarațiile secretarului general al NATO și al secretarului de stat american Antony Blinken. Russian invasion of Ukraine and also the longer term implications. We condemn the attacks on civilians, and over the night we have also seen reports about the attack against a nuclear power plant. This just demonstrates the recklessness of this war and the importance of ending it and the importance of Russia withdrawing all its troops and engaging good faith in diplomatic efforts. In the wake of Russia's unprovoked, premeditated aggression against Ukraine, this alliance came together with speed, with unity, with determination, immediately launching the Rapid Response Task Force, putting in place the graduated plans to continue to bolster NATO's security. Every ally, in one way or another, is coming to Ukraine's assistance.
For us, it is extremely important to accelerate as fast as possible the creation of the battle group in Romania, which will be under the lead of France as framework nation. And at the same time, I will stress today the importance for NATO to reconsider the philosophy, the structure, and the constitutive elements of the posture on the eastern flank, because the conditions are totally different from the ones when we have started to build this posture. Se duc lupte grele în Ucraina, iar urmările sunt de-a dreptul apocaliptice. Localnicii care trăiesc sub asaltul bombelor și al focurilor de arme povestesc cu groază cum militarii ruși distrug orașe după orașe. Multe cartiere sunt făcute una cu pământul. Ascunși în adăposturi, oamenii își fac rații tot mai mici de alimente, pentru că cele mai multe magazine sunt închise, ori nu mai au nimic pe rafturi. Urmăriți câteva mărturii cutremurătoare al ucrainenilor prinși în mijlocul războiului. Pavel Vislohuzov este originar din Lugansk și din cauza războiului început de separatiștii proruși în 2014 a fugit în Kiev. Acum a ajuns să fie din nou atacat de ruși, cei care i-au spulberat speranțele și liniștea. Tânărul mărturisește că atacurile de acum sunt un adevărat genocid asupra cetățenilor ucraineni. Для них нет разницы взорвать детский сад или взять в заложники роддом. Сейчас многие мамы вынуждены рожать детей просто в бомбоубежищах или подвалах, где им не могут помочь профессиональные медики. Оккупанты пытаются нанести урон по инфраструктуре городов, electrostanții. Atacurile nu încetează, iar asta îi ține pe oameni în tensiune. Fiecare zi este o nouă provocare. Mulți s-au trezit prinși în capcana războiului în propriile locuințe. Снова в Киеве были попытки взрывать административное здание Киева. Ракеты пролетели над моим домом. Я это слышал, я это ощущал на себе и понимал, что через 1-2 секунды прозвучит в Киеве где-то взрыв. Так и сложилось 3 взрыва. Pavel spune că mulți prieteni de-ai lui din Rusia se tem să vorbească despre războiul din Ucraina. У меня много друзей, которые живут в Москве и в Питере, они просто молчат, они боятся, потому что в России сейчас открывают криминальные дела. Если ты поддерживаешь украинцев, россияне оказались слабыми, они запуганы. Bogdana Gaivaronskaya locuiește în orașul Bucea, o zonă atacată masiv de militarii ruși. Din cauza exploziilor, a fost nevoită să meargă pe jos la prieteni în orașul din apropiere, în Irpeni. Ne încercăm să nu включать свет, чтобы самолеты не смогли видеть наши дома и стрелять по ним. Femeia spune că în magazine nu mai sunt produse alimentare, de aceea sunt nevoiți să facă economii. Nimeni nu încearcă să fugă din oraș, întrucât peste tot sunt unități militare rusești, iar pericolul este prea mare. В соседнем дворе, через дом от нас, с самолета сбросили ракету. Одну квартиру полностью разворотила. Сейчас у нас пока что есть запасы, но мы очень сильно экономим еду, потому что мы не знаем, когда закончится эта облога. Мы практически сейчас в осаде. Războiul din Ucraina este o cursă contra cronometru pe viață și pe moarte, mai ales pentru cei care luptă pe două fronturi. Așa este și lupta cutremurătoare a unui basarabean diagnosticat cu cancer, plecat recent în Ucraina, fără să știe ce avea să se întâmple. Acum duce o luptă greu de imaginat, însă nu își pierde speranța că în curând va reveni acasă și își va putea continua tratamentul. În decembrie 2021, Petru Gogu, de 30 de ani, din raionul Soroca, a fost diagnosticat cu cancer de colon. În urma unui șir de investigații medicale, bărbatul a hotărât să urmeze tratamentul în Ucraina. Însoțit de sora sa, Petru a trecut frontiera pe 1 februarie. După aproape 3 săptămâni, s-a pomenit în plin război și într-o luptă cu boala nemiloasă. Prima noapte de război, spunem așa, a fost cea mai grea. Am dormit, pot să spun, cred că pe furiș. La orice zgomot ne trezeam, dacă se auzea o bubuitură sau ceva, ne îmbrăcam și eram gata să plecăm la subsol.
Războiul pentru Petru e chiar peste geam, se află în satul Plutâ, la doar 38 de kilometri de Kiev. În prima zi de război, clinica unde se trata și-a asistat activitatea. În plin război s-a pomenit fără medicamente și produsele alimentare necesare. Până și magazinele din apropierea sanatoriului sunt pustiite. Petru i s-a făcut rău din cauza alimentelor care le-a consumat, nu, care erau interzise. Care le avea. Da, din rezervele care le avea. Simți că rămâi singur în fața întregii lumi, în fața cancerului, în fața tancurilor, în fața tuturor. Tratamentul oncologic a fost reluat pe 1 martie. O altă întrerupere ar putea avea consecințe grave pentru sănătatea lui Petru. Trăiește într-o incertitudine continuă, mai ales că războiul nu cunoaște limite. Chiar și oamenii de aici, de la care ne hrănesc la hotel, nu au de unde procura producte. Până și în ziua de astăzi, la moment, este insuficiență de producte. Pâine, astăzi am primit două bucățele de pâine și ne-am bucurat foarte mult, fiind de război, e problemă și chiar și cu pâine. Deci. Petru Gogu luptă din răsputeri. Acasă l-așteaptă soția și fiica de doar 5 luni. Și ajung la momente. Cred că nu mai pot și deja spun gata, mă gândesc la ea și mă merg înainte. Este punctul din univers pe care noi întotdeauna îl punem dinainte, vă pierd atunci când se simte rău. Am avut momente când am pus pe toate mădaile poze cu ea ca să-i dă curaj, ca să-i fie rușine, să se prindea, să meargă înainte. Petru Gogu s-a declarat un soldat care luptă pe două fronturi și își dorește un singur lucru. Lupt pentru familia mea, pentru fiica, pentru soție. Cel mai mult îmi doresc să fie totul bine, să fim toți fericiți și să fie pace. Sănătate și pace. Cei care doresc să doneze pentru Petru o pot face accesând adresa afișată pe ecran. Apărarea civilă este o componentă vitală din rezistența Ucrainei în fața agresiunii Rusiei. Oamenii de rând și-au văzut viața dată peste cap în ultima săptămână și fac acum lucruri care nu au nicio legătură cu meseria lor. Orașul Lviv din vestul Ucrainei nu este pe linia frontului, dar industria locală lucrează acum pentru apărare. This is also for the block post. This use guys for the block post for the cars. Like and okay. Aceste dispozitive se fac într-o fabrică unde până săptămâna trecută se produceau ustensile de bucătărie. Toate mașinile au fost adaptate și în loc de tăp de copt sau tacâmuri, acum scot pe bandă rulantă grape antitank. We need only one day for this. Our engineer make the drawing and then we do this. La fel și în altă fabrică din oraș, unde fier betonul destinat construcțiilor, este acum regândit pentru a opri vehiculele armatei ruse. O mașină ide. Як би воно не крутилося? Ні. То волонтерська робота. Și în centrul orașului Lviv, o bibliotecă publică găzduiește acum un atelier unde se fac de mână plase de camuflaj pentru soldații ucraineni. Я працюю з дітьми, але ми всі допомагаємо армії. We hope that our work will help to save somebody's life. În mai toate orașele din Ucraina, oamenii de rând dau o mână de ajutor forțelor de apărare. Fac cocktailuri Molotov, ridică baricade sau chiar se antrenează să meargă la luptă. De la începutul războiului, 10.000 de refugiați au intrat în Republica Moldova. Ucrainenii, în majoritate femei și copii, sunt în tranzit și vor să ajungă în Uniunea Europeană. Cetățenii altor state intenționează să plece în țările de origine și solicită sprijinul ambasadelor din Republica Moldova. Mai multe detalii despre numărul refugiaților care au intrat în Republica Moldova are colega mea, Maria Timofti. Maria, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! De la începutul războiului și până astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova au intrat aproximativ 167.000 de refugiați ucraineni. 162.000 dintre aceștia au venit traversând Ucraina, iar alți 4.300 au venit în Republica Moldova, tranzitând teritoriul României. În aceeași perioadă au părăsit teritoriul Republicii Moldova aproape 96.000 de cetățeni ai Ucrainei, iar aproximativ 70.000
7000 dintre aceștia, dintre refugiați, au rămas deocamdată aici. Potrivit datelor colectate, 26300 dintre aceștia sunt copii minori. Cel mai mare flux de persoane a fost înregistrat la punctele de trecere Tudora, Palanca, Otaci și Criva. Potrivit datele Biroului Imigrație și Azil de la Chișinău, până astăzi, aproape 2000 de refugiați au solicitat azil în Republica Moldova. Mai mult de jumătate din aceștia sunt cetățeni ucraineni. Maria, îți mulțumesc. Continuăm cu alte știri. Sute de mii de ucraineni și-au părăsit casele în ultimele zile, pe măsură ce invazia rușilor a devenit un coșmar. Societatea civilă din Republica Moldova și voluntarii continuă să se mobilizeze pentru a-i întâmpina, îndruma și găzdui pe refugiați. La punctul de trecere a frontierei moldo-ucrainene de la Palanca sunt și astăzi cozi kilometrice de mașini pe sensul de intrare în Republica Moldova. Totodată, sute de oameni trec vama pe jos, majoritatea fiind femei și copii. Ну, прошли, пока под таможню прошли. Пешком, да? Ну, конечно, да. Пешком километров 7, наверное, 8 шли, да. Вот с детками всю дорогу на руках, с сумками, дурдом. Было трудно пешком? Очень трудно, очень трудно. Ну, это вся жизнь наша, сумка. Остался кто-то в Украине, да, рос? Мужчины наши остались, да, буду защищать, если что. Сказали отстоят, а потом, чтобы мы вернулись домой. Ждали неделю, да? Ждали, потому что у нас тихо было. Село тихо, все нормально. А тут до нас забрались далеко, за детей страшно. Что думаете делать дальше? Не знаю, жить. Sunt 9 zile de război în Ucraina, iar valul de refugiați e tot mai mare. Oamenii aflați în necaz sunt întâmpinați cu brațele deschise de voluntarii din Republica Moldova. Am venit cu biscuiți, am venit cu ceai, am venit cu tartine, am venit, deja suntem, mi se pare că a 6-a zi, de când în toată ziua venim aici. Ne doare pentru Ucraina, ne doare pentru frații noștri. Sugerez la tăt să vii să ajute ce poate. Noi acum putem, așa ajutăm, trebuie de ajutat, este poporul nostru. Sunt oamenii noștri, copiii noștri. Au apărut însă și unele probleme cu implicarea refugiaților din Ucraina. Președintele Maia Sandu a făcut apel la înțelegere, dar nu a exclus că aceste neînțelegeri ar fi unele organizate. Este important să nu generalizăm incidente izolate sau unele situații de conflict, dar să căutăm soluții pașnice pentru ele. Să reținem, oamenii sunt diferiți. Ei reacționează diferit la stres. Știți bine, nu există pădure fără uscături. Să nu mai distribuim materiale video și postări care ne divizează, incită la ură și contribuie la încordarea atmosferei în țară. Președintele Maia Sandu le-a cerut demnitarilor cu funcții publice și nu doar lor să nu își facă capital politic pe acest subiect. Atrocitățile războiului sunt o povară greu de dus, mai ales pentru copiii care au devenit martori neputincioși ai unei lumi nedrepte pentru ei. Ceea ce pot să audă și să vadă acum îi pot afecta emoțional pentru toată viața. Psihologii susțin că în aceste momente cumplite este foarte important ca părinții să fie calmi și să le ofere copiilor sentimentul de siguranță. Ceea ce părea acum câteva luni o utopie, astăzi a devenit realitate. Cuvântul război este pe buzele tuturor. Toate privirile sunt îndreptate spre Ucraina, țară care a devenit cel mai fierbinte loc din lume. Învoltoarea tragicelor evenimente, cei mai vulnerabili martori ai războiului au devenit femeile și copiii. Acest dialog emoționant despre război are loc între o mamă din regiunea Sumâi și copiii săi, chiar în timp ce din depărtare se aud explozii. Deși au o vârstă fragedă, copiii par obișnuiți deja cu noțiuni precum rachete, explozii sau adăpostire în subsol. Drama este că acești copii au aflat la propriu ce înseamnă război și nu de la lecțiile de istorie sau din filme. Пару раз слышали, как ПВО сбило ракету российскую. И мы сразу в подвал все забежали. Ну,
так, взрыв и все. Больше нет. У нас только дверь открылась от взрыва, да и все. Хочется в школу, но когда мы приехали, все по-другому. Нету школы, нету, ну, ничего. Наших пап не впустили, так как наш президент, он подписал закон, то, что нельзя мужчин 16 до 60 лет выпускать. Мы хотим, чтобы все побыстрее закончилось, и мы поехали к себе домой. Потому что, ну, мы очень скучаем за домом. Chiar dacă nu cunosc încă multe lucruri, copiii aud, văd, dar mai ales simt emoțiile tulburătoare ale părinților. O mărturisesc înșiși părinții care i-au îndepărtat de groază pe care au fost nevoiți să o suporte atât ei cât și copiilor. Дети чувствуют, как мама себя чувствует. То есть мамы сейчас очень сильными должны быть, чтобы показать им, что, ну, как бы все будет хорошо. Все говорят, что, ну, что в Украине война, даже детям говорят, они понимают, и дети, ну, вот... Племянница моя, она спрашивает, ну, когда она с папой говорила, она спрашивает, папа, когда уже наконец-то закончится война, и я смогу вернуться назад. То есть они спрашивают что-то, они все понимают, они этого тоже не хотят. Получается, что так, не из книжек, как мы это узнавали, не из истории, а из реальной жизни. Они уже знают, что такое сирена, что такое танки, что такое оружие. Chiar și în aceste zile grele, copiii, prin inocența lor, inspiră speranța că totul va fi bine. Acest sentiment îl transmit și copiii ucraineni adăpostiți cu mamele lor la centrul de plasament provizoriu pentru refugiați de la hotelul Zimbru din Chișinău. Mai mulți voluntari încearcă prin jocuri și distracție să le inspire copiilor încrederea că lumea poate redeveni un loc în care poți trăi frumos și în siguranță. Очень хорошо. Мне даже лучше, чем в других странах. Astăzi am venit cu activități distractive pentru ei, pentru copilaș, să-i ducem cumva cu gândul la ceva mai bun și să-i distragem din toate gândurile lor. Specialiștii spun că părinții trebuie să le explice copiilor ce înseamnă războiul în așa fel ca să nu le afecteze starea psihologică. Potrivit experților, părinții nu trebuie nici să le ofere prea multe informații despre ceea ce se întâmplă. Adulților li se recomandă să găsească ei înșiși resurse interioare pentru a-și gestiona emoțiile. Părinții sunt pentru copil primul model de comportament, de unde se inspiră și în planul emoțiilor. De aceea, starea emoțională a părintelui se transmite prin implicit asupra celor mici. Asta nu înseamnă că noi trebuie să neglijăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. E la fel de important ca părinții să le ofere copiilor sentimentul de siguranță și să le transmită o doză de speranță. Orice părinte trebuie să-i vorbească totuși copilului despre război, despre ceea ce se întâmplă, însă să recurgă la un limbaj cât mai delicat și să explice aceste lucruri fără a accentua sau a se focusa pe emoțiile negative. Copiii din Ucraina trăiesc în teroarea războiului de 8 ani deja, potrivit datelor furnizate de UNICEF. În jur de 7,5 milioane de copii din această țară vor fi afectați de război, în timp ce 350.000 de copii nu au acces la educație. Și aceasta nu este singura încălcare a drepturilor omului odată cu declanșarea războiului, spune experții. Sănătatea, securitatea, dreptul la educație, dreptul la protecție, dreptul la familie, copiii rămân fără tați sau chiar și fără mame, sunt aduși la hotar și transmiși. Potrivit autorităților de la Chișinău, până ieri pe teritoriul Republicii Moldova se aflau peste 65.000 de refugiați ucraineni. Aproape 25.000 dintre ei sunt minori. La începutul acestei săptămâni, autoritățile ucrainene au anunțat că până acum 16 copii și-au pierdut viața în urma invaziei trupelor ruse în Ucraina. În acest context, publicația ucraineană Gazeta a reunit mai multe mesaje video prin care copiii din Ucraina cer Rusiei să oprească războiul. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Щоб не кошики в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Щоб зловісний воєнний вітер був розвіяним вітром весни. Припиніть війну, остановіть війну. Stop war.
Manejul de atletică ușoară din Chișinău s-a transformat în cel mai mare adăpost pentru refugiați. Inițial, autoritățile au pregătit 500 de paturi, dar au fost nevoiți să dubleze capacitatea doar într-o zi. În mare parte, în complexul sportiv sunt cazate persoanele de origine romă și cetățenii azeri. Se încearcă din răsputeri să se facă față provocărilor pentru a gestiona problemele, mai ales atunci când nu mai sunt locuri libere. În această zile, manejul nu mai este locul competițiilor sportive. Sala impunătoare s-a transformat în dormitor, sufragerie, teren de joacă pentru refugiații din Ucraina. E mare forfot aici. Unii vin, alții pleacă, cineva încearcă să doarmă pentru câteva ore, iar unii cu disperare își contactează rudele rămase în țara vecină. Centrul pentru refugiații veniți din Ucraina a fost deschis ieri. Până azi au venit foarte multe persoane și au pus la grea încercare voluntarii dornici să îi ajute. La ora 1 noaptea erau deja 1000 de oameni. Am pus altele pe jos pentru că a trebuit de luat măsuri urgente. Înspre dimineață deja s-a mai liniștit situația, deja au apărut și paturi pliante. Spre seară este tot timpul cel mai mare număr de oameni, pentru că dimineața deja pleacă. Le găsim cazare spre dimineață și transport să meargă, dacă au nevoie să meargă în România. Provocările cele mai mari sunt, deoarece sunt și copii răniți după operații, sunt mame după naștere și provocările cele mai mari sunt parte de medicină și sanitare. Noi am plasat un punct medical, am solicitat suport. La centru a ajuns și un ucrainean din Odessa, care a încercat să țină piept invadatorilor ruși. A ajutat la construirea de baricade și s-a implicat în acțiuni de voluntariat. Din cauza stării de sănătate, a fost nevoit să plece din calea războiului. У нас подготавливается, все готовится. То есть постепенно, вот тоже прежде чем сюда приехать, делали ежи. Вот, поставили в местах. К сожалению, могу сказать, что вот все сидят как будто бы на пороховой бочке. Refugiații povestesc cu groază despre coșmarul trăit în ultima săptămână. Mulți își doresc să plece din Republica Moldova, dar nu o pot face pentru că nu mai au documente. Нам надо ехать до Азербайджан. Ну, тяжело. У меня вот жена, ребенок, вот, 3 годика. Вчера мы должны были уже конкретно должны были наши документы делать. Пока ничего не получается. Обещают, пока официально ничего нету. Может быть, не все идеально, потому что некоторые возмущаются, но вашими силами очень, ну, все хорошо сделано. Что бы хотелось, может быть, посоветовать, ну, я понимаю, что тоже это в кратчайшие сроки сделалось. Много людям не хватает интернета, Wi-Fi. Сегодня так, нормально, потихоньку. Лучше, чем вчера, конечно. Cei care zâmbesc mai des și uită puțin că au fugit de război sunt copiii. Mai mulți voluntari ai unor organizații din Chișinău vin să se joace cu ei. Acum este foarte mare nevoie ca noi să luptăm în continuare pentru aceste drepturi a lor, indiferent din circumstanțele în care ne aflăm. În Republica Moldova sunt amenajate 78 de centre pentru refugiați, iar multe dintre ele sunt pline. Înaltul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, se află într-o vizită de lucru la Chișinău. Oficialul a avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu premierul Natalia Gavrilița. Grandi și-a exprimat recunoștința pentru efortul comun în procesul de management al fluxului mare de refugiați ucraineni. La rândul lor, autoritățile Republicii Moldova au precizat nevoia de asistență imediată din partea comunității internaționale în acest proces. Diplomatul ONU a dat asigurări că organizațiile internaționale vor acorda suport financiar direct refugiaților din Ucraina aflați pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, părțile au discutat posibilitatea de creare a coridoarelor umanitare spre țările UE, care sunt pregătite să primească refugiați din Ucraina. Calea Ferată a Moldovei a lansat o cursă suplimentară regulată pe ruta Chișinău-Iași-Chișinău. Va fi a doua cursă zilnică de tren pe lângă cea spre București, care transportă călători spre România. Noua rută a fost lansată la solicitarea refugiaților care vin din Ucraina și tranzitează teritoriul Republicii Moldova. Trenul
va pleca zilnic de pe peronul din Chișinău, începând cu ora 9 și 45 de minute și va ajunge la Iași la ora 14 și 24. Calea Ferată a Moldovei anunță că biletele pot fi cumpărate la casele gării feroviare din Chișinău și online. Prețul biletelor variază între 90, 100 și 130 de lei în funcție de clasa dorită. Ajunși în România, pasagerii pot beneficia de transport absolut gratuit din și spre aeroportul internațional Iași. În prima zi în care trenul a pornit pe ruta Chișinău Iași tur-retur, vagoanele încă nu erau pline. Biletele puteau fi cumpărate doar la ghișeele gării. Am avut un plan să lansăm a doua rută, astfel ca pasagerii să aibă de ales un grafic mai convenabil cerințelor lor, pentru că majoritatea pleacă în Iași sau să facă shopping sau spre aeroport. Deci, la moment, ca prima zi de rută, nu a fost un flux mare de pasageri, dacă comparăm cu ruta de dimineață, care a avut peste 300 de pasageri. Refugiații continuă să aleagă calea spre Uniunea Europeană. Noi acum едем на Ясы, вот, а потом на Барселону. Очень много людей на границе скопилось, и действительно нужно очень многим людям выехать отсюда. И, да, это тяжелое время, помощь очень, конечно. Administrația Căii Ferate a Moldovei a anunțat între timp că va mări numărul curselor de tren pe ruta Chișinău-București. Din luna aprilie, două trenuri vor pleca zilnic de la Chișinău, unul spre București și altul spre Iași. Un avion cu 40 de tone de ajutoare umanitare pentru refugiați a ajuns aseară la Chișinău. Sprijinul vine din partea Franței și a regatului țărilor de jos, state care au trimis pături, corturi, seturi de igienă și bunuri de primă necesitate în valoare de aproape 1 milion de euro. Reprezentanții Uniunii Europene au declarat că vor continua să susțină și mai mult Republica Moldova pentru a face față fluxului mare de refugiați. Oamenii din diferite naționalități se unesc în fața unei tragedii, iar familia europeană demonstrează încă o dată că suntem uniți pentru a proteja oamenii și a le acorda ajutor. Prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, ieri seara, în Republica Moldova, a ajuns ajutorul umanitar din partea Franței în valoare de peste 420.000 de euro și prin același mecanism au ajuns încă 3 camioane de ajutor umanitar din partea regatului țărilor de jos în valoare de peste 530.000 euro. The EU and 8 EU member states have responded in a team spirit to the Moldovan request for civilian protection assistance, namely Austria, Croatia, Denmark, France, Finland, Greece, the Netherlands and Sweden. To help face this dramatic emergency situation, we are providing 40 large tents, 500 tents for 5 people, 1,500 camp beds, 1,500 sleeping bags, and 500,000 chirurgical masks. This delivery is just the beginning. More will come. For example, in the next couple of days, we'll also provide 10,000 hygiene kits. And this is a first response. Obviously, we stand ready to support you more. Have received in the Republic of Moldova tells us something about the warmth, about the quality of the Moldovan culture, and I think this is heartwarming. Faptele creștinești ar trebui să călăuzească în aceste vremuri tulburi toți oamenii. Menoriașii și parohiei Sfinții Martiri Brâncoveni din cadrul Mitropoliei Basarabiei dau încă o dată dovadă de solidaritate și oferă o masă caldă refugiaților din Ucraina. Zilnic, voluntarii distribuie între 80 și 100 de porții de mâncare pregătite de gospodinele din Soroca la cantina parohială. Dacă până acum Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni de pe cheile Nistrului din Soroca oferea câte un prânz cald persoanelor nevoiașe, acum voluntarii și-au îndreptat gestul caritabil și către refugiații din Ucraina. Avem așa 70 de porții de zamă, cu tăieței, cu găine de casă, varză nădușită, tot cu carne de porc, măligă. Pregătim bucate din lapte, din brânzeturi, chiar și de brânză de oaie avem.
Ienoreașii și bisericii au donat peste 2 tone de alimente și produse de igienă pentru refugiați. Aici este depozitul cu dete diferite, cu fasole, cu tăiței, cu ulei, ulei de casă, diferite crupe, orez, mazăre. Aici avem carne de porc, carne de vită, carne de pasăre, 2 cantitatari. Începând de luni 28 februarie, anul curent, am decis să deschidem cantina nu pentru bătrânii pe care îi hrănim de obicei, ci să ne lărgim spectrul de acțiune către refugiații care se află în tranzit în teritoriul raionului Soroca. Astfel, în fiecare zi, începând cu această dată, am început să pregătim la cantina noastră prânzurile și cina pentru acele locuri de cazare unde nu există bucătărie. Bucatele sunt împărțite în funcție de numărul de refugiați cazați în hotelurile și pensiunile din Soroca. Oamenii sunt primiți cu căldură și li se acordă tot sprijinul necesar. În raionul Soroca sunt adăpostiți aproape 250 de refugiați. Persoanele care distribuie în societate informații false privind războiul din Ucraina au ajuns în atenția serviciilor speciale. Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție al MAI, investighează mai mulți suspecți care au difuzat informații false despre război în mod sistematic prin diverse mijloace de informare în masă. Autoritățile precizează că acțiunile au avut ca scop crearea unor diversiuni sociale. Investigațiile sunt în desfășurare și nu sunt oferite detalii. Potrivit codului penal, cei vinovați riscă până la 6 ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 5 ani. Moment istoric, la Chișinău, Republica Moldova a semnat cererea de aderare la Uniunea Europeană. Actul a fost parafat de președintele Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și de premierul Natalia Gavrilița. Autoritățile au declarat că Republica Moldova este pregătită să facă acest pas mare spre realizarea obiectivului de integrare europeană. Unele decizii au nevoie de timp de cumpănire. Maturizarea ne-a luat 30 de ani, multe eșecuri și pași înapoi. Acum, cu lecțiile învățate, noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea pentru viitorul nostru. Astăzi semnăm cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea este adresată domnului Emmanuel Macron, președintele Franței, țara care astăzi deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi depusă în următoarele zile la Bruxelles. Președintele României, Klaus Iohannis, a reconfirmat faptul că va acorda toată susținerea necesară. Salut cu căldură demersul istoric de astăzi al președintei Maia Sandu. România va continua să fie un susținător sincer, constant și activ al locului Republicii Moldova în familia Uniunii Europene. Vom acorda tot sprijinul nostru Republicii Moldova în acest demers, spune președintele României, Klaus Iohannis. Și ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, a declarat că locul Republicii Moldova și al cetățenilor ei este împreună cu România în Uniunea Europeană. Este unica oportunitate pentru o viață mai bună și mai sigură a cetățenilor Republicii Moldova. Vom acționa hotărât și pe mai departe pentru ca acest scop să devină realitate. Ieri și Georgia a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Ucraina a fost prima țară din zonă care a semnat documentul prin care cere oficial aderarea la spațiul comunitar, chiar dacă este în plin război cu Federația Rusă. Cererea Ucrainei a și fost acceptată de cele 27 de state membre UE, care s-au reunit marți în plenul Parlamentului European.
Separatiștii din regiunea Transnistreană cer independența ca răspuns la cererea autorităților de la Chișinău de aderare la Uniunea Europeană. Pretinsul minister de externe de la Tiraspol susține că această decizie pune capăt procesului de soluționare a conflictului înghețat de 30 de ani. Biroul Politici de Reintegrare a declarat că autoritățile de la Chișinău rămân în continuare deschise pentru un dialog constructiv în toate formatele de negocieri existente și sunt hotărâte să soluționeze toate problemele în vederea reintegrării Republicii Moldova doar pe calea dialogului. Așa zisul Departament de Externe de la Tiraspol cere Republicii Moldova rezolvarea definitivă a conflictului transnistrean și semnarea unui acord interstatal dintre Chișinău și Tiraspol. Considerăm depunerea de către conducerea Republicii Moldova unei cereri de aderare la Uniunea Europeană ca o decizie geopolitică care duce la schimbarea granițelor internaționale și a sferelor de influență în spațiul regional și la schimbarea radicală a circumstanțelor reglementării definitive a relațiilor moldo-transnistrene. Regimul separatist de la Tiraspol cere instituțiilor internaționale recunoașterea regiunii transnistrene. Analiștii politici susțin că era de așteptat o asemenea declarație din partea regimului separatist, iar scopul lor este să pună bețe în roate aspirațiilor europene ale Chișinăului. Ce înseamnă așa zisul Minister de Externe de la Tiraspol? Este portavoce a acelor structuri de la Kremlin care doresc să folosească acest regim pentru a menține sub control întreaga Republica Moldova. Asta e scopul celor care au creat aceste anclave separatiste, să nu ne permit dezvoltarea normală a țării. Dar eu nu văd motive pentru panică acum. Nu văd asta ca o încercare de a repeta scenariul ucrainean. Mai mult, experții politici susțin că solicitările Tiraspolului nu sunt justificate. Această declarație, într-un mod absolut flagrant, contravine realității. Majoritatea absolută a locuitorilor din stânga Nistrului sunt cetățeni cu acte în regulă a Republicii Moldova. Opinia lor nu este auzită din simplu motiv că regimul din stânga Nistrului este un regim autoritar. Toți agenții economici din stânga Nistrului sunt înregistrați în calitate de agenți economici ai Republicii Moldova și majoritatea exporturilor realizate din stânga Nistrului sunt pe malul drept și în piața Uniunii Europene. Ceea ce numim noi conflict transnistrean nu este un conflict intern între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Depunerea cererii este o procedură coordonată cu partenerii noștri europeni, pentru că nu poți să o depui când te trăsnește. Nu? Mai fost declarații. Noi ținem minte, Leancă, Lupu, toți spuneau că depune cererii și Uniunea Europeană, bun dreptate, îi mai ugoia, spunând că stați, fraților, voi vreți noi să vă executăm public, să vă refuzăm. La 30 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru, problema transnistreană rămâne nesoluționată. Negocierile nu au evoluat prea mult. Ultima rundă de discuții în formatul 5+2 a avut loc în octombrie 2019. Au existat mai multe întâlniri bilaterale dintre reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, dar acestea nu au dus la semnarea unui nou protocol de negocieri. Avioanele nu vor putea zbura în Republica Moldova pe tot parcursul stării de urgență, adică cel puțin încă aproape 60 de zile. Autoritatea Aeronautică Civilă a emis un comunicat de presă în care menționează că rămâne în legătură cu operatorii aerieni și cu autoritățile aeronautice străine. Decizia a fost luată cu scopul de a asigura siguranța și securitatea aviației civile. În urma ședinței de ieri a Comisiei pentru Situații Excepționale a fost luată decizia ca Autoritatea Aeronautică Civilă să poată autoriza utilizarea spațiului aerian doar în câteva cazuri. Se vor permite zboruri de repoziționare a aeronavelor civile, a operatorilor aerieni naționali și străini, de transport aerian comercial de mărfuri și poștă, umanitare, de repatriere, urgențe medicale, precum și pentru alte cazuri circumscrise stării de urgență.
Consumatorii casnici debranșați de la sistemul centralizat de încălzire nu vor mai achita pentru tranzitul energiei termice. Curtea Constituțională a stabilit că societatea pe acțiuni Termoelectrica percepe ilegal bani pentru acest serviciu de la consumatorii care se folosesc de sisteme autonome de încălzire. Potrivit deciziei Curții Constituționale, de la 1 mai 2022, consumatorii care de ani de zile plăteau pentru tranzitul energiei termice prin țevile ce trec prin apartamentele debranșate de la sistemul centralizat de încălzire nu vor mai achita acest serviciu. Aceasta înseamnă că toți pensionarii, toți cei care nici măcar nu au avut țevile numite în încinta apartamentelor, precum și toți ceilalți care erau contra plăților respective aproximativ 20 de ani, au obținut dreptate balanța justiției înclinându-se în favoarea lor. Povara plăților pentru tranzitul energiei termice va cădea însă pe umerii celor conectați la sistemul centralizat de încălzire. Repartizarea energiei termice pe intern este efectuată de către gestionarul fondului locativ. Modificările respective schimbă modul de repartizare a energiei termice de către gestionarul fondului locativ. Potrivit unei hotărâri a Guvernului, consumatorii debranșați de la sistemul centralizat de încălzire continuă să achite societății pe acțiuni Termoelectrica 10% din factura la căldură. În noiembrie anul trecut, peste 200 de locuitori din Chișinău au atacat Termoelectrica în judecată. În primăvara anului trecut, deputatul PAS Dan Perciun a depus o sesizare la Curtea Constituțională cerându-i să se pronunțe asupra constituționalității hotărârii de guvern. Potrivit societății pe acțiuni Termoelectrica, în prezent 25.000 de apartamente sunt debranșate de la sistemul centralizat de încălzire. Final de telejurnal, domnilor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Știrile noastre le găsiți și pe tvremoldova.md sau pe pagina de Facebook. Rămâneți aproape, în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!